Partea interioară a lui. De asta a fost când s-o venit cu ideea să lucreze o imagine
după un model, cu un întâmplător era la Leonardo, că pe l-a folosit pe acel să mai vinde. Din mai multe observații ajungi la ceva. Cu cât stai mai mult pe un subiect, cu atât vine el spre tine. Aproape că stau și comunic cu poza.
știi ce confuzie am făcut eu de artiști? Bisanello. Ăla era Bisanello, ăla era artistul care a făcut o confuzie. Parcă mine s-a zis, abia aștept să facă dimineața să mai sună.
așa ca cu disperare mi-a zis, să nu l uit. Să nu l uit. Și nu dorește să fie curat. Și eu a trebuit să renunț la toate supărările, pe care aveam o supărare de el. Nu îl sunasem de o săptămână. Și nu avem chef să-l mai sunăm. El era bolnav de ala, pentru că jocul ăla că odată că a murit și că după aia că și-a revenit și eu m-am dus și am zis lui Bernard, săracul Bernard că a fost și am zis, dar ce e cu jocul ăsta, nu poți să spui tu, cuiva că a murit cu tatăl și de la țară.
Pisanello, nu Piranesi. Ăsta era cu multe chestiile astea sexy. Când am văzut, am zis, zic, băi, albumul ăsta, el are, nu, zic, ăsta e cu vedute. Și am zis, ceva mai încoace, Piranesi, mai încoace. Și ăsta, știu, era cam în epocă cu ăștia, cu Renașterea. Ia să mă uit încă o dată pe Pisanello. Pisanello, el e cu, am zis că mă interesează artiștii ăștia care să fie vreo pasnici romană, nu Thank you.
deci acolo cu spielari, o chestie care se pune aici lângă pălărie. Nu stăteau pe nas. Coada la nas. Thank you.